Bună seara și bine v-am găsit, vă spun de aici, de la Lozova, unde în câteva clipe va începe cel de-al doilea meci din cadrul etapei a 14-a a Diviziei Naționale, în care formația Codru din localitate o va găzdui pe Zimbru Chișinău. Gabriel Tupici a dat start meciului de la Lozova dintre Codru și Zimbru. Astăzi a fost anunțat că Vlad Goian nu mai este antrenorul celor de la Zimbru. El a devenit director tehnic al Academiei echipei din strada Bădocului. Acum pericol la partea celor de la Zimbru. Șut, Mămăligă și prima ocazie. Ce ocazie ratează Ion Mămăligă în chiar primul minut de joc. Să vedem și pe reluare. A fost o centrare venită din partea stângă. Acesta pasează în centru la Puiu. Minge care se dorește și ajunge până la urmă la Mămăligă, prelungește pentru Kalinkov. Să vedem șutul lui Kalinkov, foarte aproape de a deschide scorul de această dată. Maxim Kalinkov, ocazie nouă, cea de-a doua ocazie mare ratată de Codru. Lângă el Neagu, insistă Babici. Dumnezeu, centrare, respinge Lopez de acolo. O nouă centrare spre careul lui Zimbru. Cojucar, poate ajuta Cojucar. Nu o face, a încercat să strecoare o minge acolo pentru Estreacov. Și iată că centralul Tupicica pune punct primei reprize jucate într-un meci oficial pe stadionul Nicolae Simatoc. Un alt mingea în care o advers a respins de acolo Ciopa și acum un șut de la distanța lui Kalinkov. Kalinkov centrează Kalinkov, pericol la poartea Zimbului, a respins acolo Ciopa din fața lui Vdovicenko, se pare. O nouă ocazie mare ratată de cei de la Codru, într-adevăr bună. Foarte bună, aud câteva probleme, centralul Tupicica cu zidul format din Puiu, acum centrează Patraș pe jos, respinge Sandu, a respins Sandu în față, minge care îl caută pe Dani. Puiu a recepționat primul mingea, intervenția lui Șoimu. Pasă bună a lui Șoimu către Dos Santos, șutul lui Dos Santos, o minge însă controlată acolo de portarul Chize și Șoimu. Pasă greșită lui Șoimu și acum posibilitatea de contraatac pentru Codru. Mămăligă în față cu Patraș. Trece de Patraș, insistă Mămăligă. Pasă la Vdovicenko în stinga. Să vedem dacă se va încumeta să șuteze Vdovicenko. Nu, pasă în spate Cojucar. Șutează Cojucar foarte și o face foarte bine. Se întinde până la urmă Kovaliov și respinge în corner. Minutul 69 meciului în continuare, 0-0. Aici la Lozova, în duelul dintre Codru și Zimbru, revedem imediat pe reluare și șutul foarte bun de la distanța lui Vasile Cojucari, fundașul central al celor de la Codru. Mărică centrează înalt, a încercat să preia acolo Ion Sandu și acum pe Streacov, din nou corner. Diagonală care ajunge la Mămăliga. Incursiunea lui Babici, centrarea în care e un advers foarte aproape de a relua acolo pe Streacov. Mâțic, un șut centrare al ucraineanului. Recuperează cei de la Codru și acum Kalinkov o pasă pentru pe Streacov. Vince, lovite în piciorul pe Streacov, intră în care e un advers pe Streacov. În duel cu apare, se ridică pe Streacov. Pasă în spate, Puiu poate finaliza șutul lui Puiu, care trece din nou pe lângă poarta lui Kovaliov. La prima atingere de balon, o pasă în spate la Brânzaniuc. Minge pentru Ion Postica, care este în lateral dreapta, reușește să centreze. Postica în centru și atacă 1-0, stimați prieteni. Zimbru reușește să deschide scorul în confruntarea de la Lozova. Artur Patraș, capitanul Zimbrului, din centrul careului celor de la Codru, a trimis cu capul și l-a învins pe portarul Chizev. Un gol venit în minutul 77. Fază bine construită de cei de la Zimbru. Uitați-vă pe Postică, s-a demarcat excelent. Mâțic, diagonala acestuia care îl caută pe Pestreacov, a ajuns să joace în banda dreapta, a intrat în posesie vârful rus. Centrează spre careul advers, Vdovicenko ia cu capul până în brațele lui Kovaliov. Patraș, în duel cu Babici, insistă Patraș,
reușește să-i paseze lui Neagu, pasă către Dani. Să vedem continuarea fazei. Dani Postica însă nu a avut cum să trimite din acele poziții spre poartă cei doi jucători ai Zimbrului. Chișca. Zimbru din nou a intrat în poziția mingii. Neagu intră în careul advers, Petru Neagu. Neagu și 2-0, stimați prieteni. Un gol de toate frumusețea reușit de Petru Neagu. A trecut de câțiva adversari, după care l-a învins și pe Chizev. Și se pare că Zimbru este foarte și foarte aproape de a obține victoria în confruntarea de la Lozova. Îi vedem imediat pe reluare incursiunea lui Petru Neagu, a trecut în viteză de mai mulți adversari pe care l-a păcălit și pe portarul rus. Da, și în aceste clipe Gabriel Tupicca pune punct primului meci din istorie, primul meci oficial din cadrul Diviziei Naționale jucat pe stadionul Nicolae Simatoc din Lozova, în care Zimbru se impune cu scorul de 2-0. Deși Codru a avut foarte multe ocazii de gol irosite. Sunt foarte bucuros, după chiar de mult am dorit ca să vină cât mai repede acest câștig și ca la jucători să dea încredere. Vreau să spun mulțumesc foarte mult jucătorilor, ăsta e unul, că s-au dăruit. Da, nu a fost un meci, cred că foarte, foarte frumos, dar principal că am luat 3 puncte. Asta e una și doi. Acest merit, cred că aș vrea să spun foarte mult mulțumesc lui Goian, Vlad Goian, că are și el meritul pentru acest câștig care s-a întâmplat astăzi. Anume acest lucru, realizarea în fața porții, am început destul de bine, agresiv, ne-am creat ocazii primele 15-20 de minute și din păcate n-am marcat, unde jocul s-a mai liniștit, dar oricum și în a doua repriză am început destul de bine și iarăși ocaziile care nu le-am finalizat ne-au costat din păcate pe tabelă. Ce părere aveți despre acest stadion și despre faptul că spectatorii au fost alături de dumneavoastră? Admir conducerea clubului, orașul Lozova, pentru că a construit acest stadion, a făcut un lucru foarte bun. Și susținerea pe care ne-au arătat fanii. De speranțe că aici va fi un viitor pentru fotbalul lozovan.